În cursul zilei de ieri au fost lichidați doar 15 porți din cauza refuzului majorității cetățenilor de a accepta ca animalele să le fie sacrificate. Astăzi acțiunea a continuat la prima oră. Nu există porc, nu mai există. Păi ce s-a întâmplat cu el? Păi s-au luat și s-au aruncat. L-ați aruncat? Da, s-a aruncat. Ce am avut, doamne? L-am tăiat. E tăiat. Sătenii au sacrificat pe timpul nopții 22 de porci. Ce s-a întâmplat cu porcul? Nu mai e. Păi cum, a dispărut peste noapte, așa? A dispărut? Mulți recunosc că nu au putut să-și lase animalele pe mâna direcției sanitar-veterinare și sunt nemulțumiți că nu li s-au făcut analize la animale. Tăiat, văzură specialiștii, carne ai pus la poștavă, tot bagaladă. Păi și nu riscați amenzi, ceva? Ce am, dacă l-am tăiat, ce amenzi să risc? N-am nicio amenzi să risc. Nu toți au fost însă atât de norocoși. Și păcați de poți, domnișoară, dar ai păcat de copiii ăștia care nu au ajuns mari, abia aștepta Crăciunul cu mare bucurie. Și acum au rămas. Și acum se uită și plâng, uite, copilașii ăia mici, păcate, Dumnezeu. Autoritățile au găsit chiar porci ascunși în casă. După ce a fost lichidat focarul, s-au păstrat filtrele, precum și forțele de ordine. Am explicat faptul că nu putem să plecăm de aici atâta timp cât rămân animale vii. Interesul nostru este să îndepărtăm orice sursă cu animale care sunt suspecte de boală. Mâine DSVSA va face un nou control pentru a se asigura că au fost eutanasiați toți porcii din localitate. În Dolj, doar în satul Comănice, a fost depistată pestă porcină africană.